Bună ziua, lume! Vă pup acolo pe toți, suntem din ce în ce mai mulți și vă mulțumesc. Vă îmbrățișez, vă iubesc, pur și simplu. Nu știu voi ce faceți, eu ca de obicei tot acasă, foarte cald. Și ghici, ce am primit eu azi? Am primit un comision, să zic așa, și să încep cu începutul. Practic, aici unde locuiesc eu, acum câteva luni, a murit un bătrânel, Dumnezeu să-l ierte, era un om liniștit. Și acum, din câte am înțeles, copiii vor să vândă apartament, ce mai are el. Și printre multe altele are și un garaj. Și m-a rugat, bineînțeles, mă plătești, să eliberez garajul. Dacă am nevoie de ceva de acolo să iau eu să mă folosesc de ele, și ce nu, să arunc tot la gunoi. Acum, eu bineînțeles, eram pregătită să mă duc la pescuit, la plajă, să mă bronzez. Dar știți, când e vorba de un bănuț, te duci că n-ai încotro. Și plus de asta, mă avantajează că îi răcoare, garajul este la subsol. Și așa când fac treaba în voie. O scobor jos, deja m-am echipat să șlap în lichi, cum se spune la Moldova. Mi-am luat ceva lejer pe mine. Trebuie să încerc să intru românești în garaj, că din câte am înțeles cineva l-a forțat să-l deschidă, nu știu care a fost treaba. Așa că nu există chei, nu există nimic. Sper să mă descurc să-l deschid, că mi-a arătat acolo cât de cât, dar cine mai ține minte. Și vă dați seama, era imposibil să nu fac vlogul ăsta, să filmez, nu? Așa că haideți să coborăm jos, să văd acolo, eu știu ce, chiar îți curioasă ce o strâns un moș. În 90, cât avea 95 sau 96 de ani de viață. Deci eu, nu știu, am așa o groază, dar chiar, dar-s curioasă. Na, hai cum să nu fii. Mi-am luat și un suculeț. Un suculeț acolo, sunt țână de sati, că nu se știe cât timp petrec. Uai. Dragilor, nu știu cum e la voi, de unde mă urmăriți, dar să știți că aici, în Italia, se moare de cald. Credeți-mă, să moare de cald. Da, am ajuns la subsol și ce cald, răcoare și bine. Am emoții. Ia. Ups. Ups. Bum. Ăsta e subsolul. A, dar ce ecou e. A, ce e aici. Păi dacă ușa aceea nu se mai deschide, nu înțeleg și n-am înțeles de ce e blocată, din cât e. Mi-au zis mie vecinii că nu se mai poate intra cu mașinile pe aici, garajul ar trebui să fie ăsta. Că-i spart. Uitați și voi cum au forțat aici, oricum asta e treabă de tot străinii. Că un italian nu vine el să se bucuri la un garaj. Și acum sper să reușesc să-l... Ia stai tu suculețul aici, mamă. Să reușesc să-l desfac, că mi-a zis cumva, bag mâna aici, are să trag așa, să da, brânză. Da, unde le duc eu toate este? Ferească Sfânta Crușii. Deci voi nu vă imaginați ce parfumuri de ambient sunt aici. Mie mi se ia respirația. Încep cu începutul. Mai degrabă vă dea de treaba mea. La cât îmi place mie treaba. Uite, m-am zburlit atât. Ia să... Da. Știți care e problema? Trebuie să aibă și lumină, dar nu știu unde e. Așa, este o priză aici. Aha. E cam... cam urât. Am un... Ia.
lanțul lui Grivei. Nu știu ce e asta. Dar de unde să mă apuc și ce să fac? Hai să văd întâi ce... Cam despre ce vorbește. Ia. Găs-o cască, dar nu înțeleg de ce e aruncată pe aici. Ce cască e asta? E cineva? Ia. Ia. Mă murdăresc tot, da, da. Dă-i ceva neregru, tu nu mă ajungi. N-aiba să pune asta. Aaa, da, tare este tot lumacă. Așa? Ha, ha, ha. Da. Dar du-te că puți, dacă nu... Saltele avem, covoare avem. Asta o fi de... Ce o fi asta? De... Ah, ce v-o chișcat! A? Sexy? Ce spuneți voi? Nu se pune așa? Cum se pune așa? Curăli, naiba, sunt, Doamne, iartă-mă! Asta mă protejează de paianjă, dacă o țin așa pe cap. Aspiratoare avem... de cauciucuri. Ia! Ce-o fi asta? Ui, ce grea îi! Asta e baterie! Și te mai am aici o cască. E șmec, șmec, iar rău! Da, da! Ate! Ghiuvet, e... Oi. Am și o portieră la mașină, pot mai eu să plec. Paturi, nu mai zic. Așa, acolo o fi tablouri, urși, lemn. Săracul tătă mobila care o schimbat-o, o pus-o aici, în garaj el. Și aceea, uite, asta valorează o groază de bani. Asta e barcă de aia de pus pe deasupra la mașină, cred. E mari. Dar ce întuneric, aici nu se vede nica și mă e cu... Și aici? Opa, dar și-o fie aici? Ia! Păi... E bunea la asta! Tia-la-la-la-la... Tia-la-la-la-la... Vai ce mă mâncați în țari! Pune așa? Dar și ăsta? Pare și butoane de la tractor, ia! No. Ceva am făcut greșit. Nu-i bun. Ia. Invers. Ia. Ăla-i tată. Și cum funcționează băgăoaia asta? Zi ceva, ui! O, și... Oare vreun acordeon mai... De pe timpuri? Când? Ia. Ce asta, oameni buni, voi care știți ce cu ce să mănânc chestia asta, că eu nu știu, blondă, să cânt, mă duc să fac un ban gramadă, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Dar nu funcționează, nu știu, dar pun aici, poate, așa ceva de, care mă ajută. Habar n-am, stai tata acolo. Mai ce m-o chișcat! Aici cred că l-a făcut cuib. Fai de capul meu jos pe chișoare! Așa, mai departe. Ce ar mai fi pe aici? Ia să vedem. Aici am un... Am un căruț. Ghiveta asta? Nu știu ce să vedem aici. Am și un căruț. Cumpărături. Nu știu, ce și cum, n-am idei. Uite și un trafalete, și aici ce mai e, nica bun, nica bun.
Aici nu este vreo mașină de cafe? Ia! Hai! Hai la mama, hai! Neee, ți-ai găsit! E goală și asta! Așa le acolo sus oare și-o fi? Poate e rugâtul! Ia! Hop! Hop, hop, hop! Ușa! Ce acolo? Că nu înțeleg ce-i! Mingi, ce sunt astea? Na, nu te duci jos, stai aici! Stai aici, vreau să înțeleg ce ești tu! Ia, bureț, și doamne bun, și să este? Hă? Mo, n-am idei. Pare a fi mici, dar pare a fi bureț în același timp. Ups! Nu te poate mâine mai rupi gâtul. Ah. Băi, casetă! Dar de-a cui caseta asta? Ce scrie pe ea? Ia. Carmelo da... Carmelo? Am crezut că Irina Login și Ionuț Zoronescu să mai cânti aici, mai țin minte, măi, dragă Mărie. Am și o antenă. Dacă trag asta, îmi vine în cap. Voi nu vă imaginați ce am eu discurs aici. Dai, m-am urcat. Poate îmi rup gâtul și nu mai întrebi în viața mea. Ce mai e pe aici? Cărți. Da, cultura mini la ora asta. Asta nu-i polistiren. Ia. Haide tu, ia. Dar este romani. Ce să este? Ia. Uf. Da, dacă nu mă concentrez o leacă. Te lângi cu clopedia. A, deci era așa. A, uite, e mamiferii de animali și tot originea lor. Puh. Opa! Fără să vreau, am dat la maimuță. Asta-s eu. Asta seamănă cu mine. Dar nu înțeleg de ce am deschis aici. Tot la maimuță, bată-te iar în cap de maimuță. Asta... Asta-s eu când îmi ies ochii afară din orbită. Oh, wow! Wow! Ia uitați coarnele. De acum ne-am dus la, ia uitați. Da. Ce frumoasă e. Nic interesant. Nici aici. Ia să vedem. Bă, dar nu găsesc nici de valoare, nici n-are. Nu avea. Și mai. Și am mai și pe aici. Opa, ia. Ia. Și asta ce e? Asta e de cei care merge așa? Nu mai văd nic. Nica nu mai văd ea. Poate mă duc în gât pe aici, în rup gât. E eclipsă de soare, oare? Oare ce? Nu văd nica. Care stomacă. Nu se vede nimic. Nu știu ce. Ce asta? Mască de sudură. Când ne aduc aminte că avea tata, ia. Da, e mască de sudură. Și eu am zis că e de iute la eclipsa de soare. Și mai... stai că am mai văzut eu ceva aici. Câți bani eu pe ăsta? Ia să vedem, bărbățăi, și ei ăsta. Știți cumva? Pare și alternator sau greșesc? Ia. Hai, ridică lerin dacă poți, aleu cu tot jantă. Uite așa, aleu. Așa este și. M-am mâncat țânțarii, m-am nenorocit.
Narghile, furtun din narghile, cine știe, te moșu, îi plășea moșul lui viața, bătă, doamne, iartă-mă, parcă zici că am turbat și eu pe lângă el. Ia ieși tu afară, că am o presumțări că faci o groază de bani. Băi, oameni, eu din șinea aduc aminte, eu zic că aici e alternator de mașină și... E o groază de bani pe el. N-ar și... Uite, m-am făcut pe mâine. N-ar și o idee rău să-l duc eu la fier vechi. Da, poșeta asta și cu e. Asta e poșeta babi. Aha, dar nu-i urâtă. Chiar deloc, și uite, pare și pielii. Din câte văd eu. Vai, puteașoaric. Rău tare puteașoaric. Vai, nu mai pot, mă, ninoroșiți în țară. Și mai am, și mai e pe aici. Nic. Da, dacă vedeți ceva și v-ar interesa, uite, ieșați. Dați și vreți și nu vreți. Moș de vânzare am. Veniți și le luați. Na, mai... Trebuie să mă apuc să le scot afară, să... Mă gândeam că ceva mai... Da, nu-i nic. N-ai ce să... Totuși... Să mă uit pe aici, să iau. Mă apuc dintr-un colț. Uite ca... Aha! Cauciucuri! Cauciucuri! Aia este... Îs bunii. Nu pot să ajung acolo să văd măsurile. Dar... Pară și ok. Nu o să știi pentru ce mașină și ce... Din ce an îs. Dar pot să fac un bănuț și cu aia este. Eu cred că de aici dacă mă apuc să vând, cât de cât, mă mai scot încă vreo 3 zile de muncă, dacă nu mai gine. Hai, mă, aruncă să snip, uite, așa mai este una. Tot de ce îi? Danic? Danic? Șups! Iubetus! Iubetus! Nu-s micropistă, tăci în plan și culoare alb-negru. Și așa că Iubetus, forță, tată! Hai! Puf! Iar aici ce mai... E, da, nici un tablou, nici o pictură, nici nic. Bă! Vai, uitați-vă și voi și mă pucă pe picioare țânțarii, mă înnorușit. Nu mă aștept am un garaj să găsesc țânțari. Ia. Afară, uitați-vă și voi. Și
Bani? Dă și bani pe așa. Ia să-i tăi acolo tu. Camătura. Fuuu! Ce sunt ăștia oameni buni? A? Ia! Bani vechi! Dar oare... Dar ce Dumnezeu de banii sunt ăștia? Dă, întoarce-te, mă! 100 de lire din 1957. O și pe mâinile mele. Serios? Ce ai stat și mai este? 100 de lire din 1966. Bă, oameni buni, dar ăsta? Ia! Ia! Cine ești tu, mă? Și ce cauți aici? Dacă sunt monede, deci apar a fi monede de colecții. 2 franci din 2017. Da. 2 franci elvețieni din 1970. Eu cred că aia se valorează o groază de bani. Din câte știu eu, sunt monede care valorează mulți bani. Dar oare, dar nu prea reușesc eu să mă uit gine la ele, că smurdare îi ferească Dumnezeu. Ia, ăsta? Tot aceeași am luat-o. Bă, oameni buni, eu nu știu ce e aici, dar eu sunt curioasă rău. Îmi bogățe și nu știu. Eu mă duc să mă uit, mă duc să-i spăl. Pa. A, dar și pe fața mea. Vai, și păram. Eu mă duc să-i spăl. Wow. Mă duc să-i spăl. Chid o leacă aici. Mă uit o leacă pe internet și văd dacă... Băi, știi? Că ne înțeleg. Ai, nu te mai închizi acum. Închide-te acolo. Uite, că o sărit tăte este. Dar și cu tine te-ai zăpășit acum că am găsit eu aeste. Dacă mă îmbogățesc cu monezile tăli și ce știu eu că... Sunt multe care costă o groază de bani. Crede-mă că îți fac parastasă până noi muri. Doamne, cât o-s din nebun. Dar închid o leacă aici. Ia să mai bea o leacă și mă... Da, baby, să o scac gura. Băi, Doamne. Bagă este la locul lor. Oho, stai acolo. Haideți o leacă că... Uite, tremur tătă de emoții. Adică nu mă... Nu mă așa că... Zic dacă... O fac... Da, da, grele-s, băncavar. Bă-și... Hai, stai acolo. Oac, și m-am pălit. Dați-o leacă acolo voi. Vai, dar oare, dar ce... Ciudată-i și asta. Dacă m-am îmbogățit. Unde să strângi? Nu mai am răbdare. Vreau să mă duc sus. Vreau să văd ce am aici. Dacă... Închide, Dina. Dacă... E norocul meu ăsta, ce spuneți voi? Mă duc o leacă să nu se spăl și să mă uit să văd ce e acolo. Că mi se pare mie ceva în neregulă. Am mâncat doar mama de puteuță să te mănânci. Oameni buni, nu mai pot. Am transpirat tot. Doamne, zici că am 2 ani? Da. Nici nu-l las. Și greu e. A luat sculii, periuța și cu degresantul. Așa. Le spăl pe rând cât multe. Alea mama. Wow.
nu mai lăs mai moaie, că nu mai au răbdare. Gini, 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 gini. Hai, dar știe de piele. Of, of, mi s-au făcut chelea de găină pe chișoare. Hai, țineți-mi pumnic, dacă mă îmbogățesc, vă dau și vouă, dar nu reușesc să le prind. Ia. Nu știu cum să fac să le spun mai repede. Mai degrabă le băgam la mașina de spălat vasă, că acolo le dădea imediat. Dar nu-mi permite timpul. Eu v-am spus ce fac dacă am noroc pe este. Mă țin de parastasul cât voi trăi eu, cât timp să ne mai am. Vă chem și pe voi. Țineți cont aici și vă spun. Că ai și în Italia, că ai fi în România, unde mă prind de timpurile? Of, 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 Irina, Irina. Haide mă, vin aici, că tu ești mare și am împres să-mi țării că... Nu mușesc eu aici degeaba. Nu râdeți de mine că spăl cu periuța, dar n-am altfel cum să le spăl. A, că aici stau ustură. Abia să-mi pun eu mănuș. Hai! Haideți! Gata? Stai să le pădesc, să le trec fort! Să mă compor frumos cu ele, că... Hai! Am mai luat și trecurătoarea care e stricot! Hai, dar ce alt dorește? Caut un prosoc, trebuie să-l pun. Da, no. Așa, frumos. Capi. Și atunci nu cumva să vă deranjez eu așa. Nu-i bun. Au adresat eu telefonul și să văd ce am găsit aici. Da, frumos, ordonat. Vai, ce m-am mâncat, nu știu ce-s balaur aici, s-a uitat. Văd ce m-am făcut. Ai, ăștia nu mai sunt țânțari. Aici ce-s... Nu. Hai. Ținem. N-am timp de mâncărimi. Uf, să începem cu, da, 100 de lire. Hai, tata aproape, acu-i acu. Ori m-am îmbogățit, ori mă duc la muncă iar. Hai, internetule. Hai, hai, hai. 100 lire. Care era 1966 valoare. Valoare. No, așa. Am emoții, tremur. E normal, nu? Deci nu cred, uitați-vă aici, 2500 de euro. Ce mai fi? Și mai este aici, nu, tot 100, 2800. Și, ia-te!
Asta parcă o am, 50 de lire, 39 de mii de euro, nu? O aveam, o aveam! O aveam, unde ești? Asta-i! O am! O am! O am! Pe bune! Pe bune o așa pe asta, deci asta-i 39 de mii de euro, pe... Nu cred așa ceva, deci nu cred! Am emoții, v-am luat cu transpirații! Eu nu mă mai uleam, adică nu știu ce mai am aici! Eu mă duc, nu știu, caut un evaluator. Vreau să îi pun pe dintr-o pungă în cutia aceea, îi pun unde le-am găsit și am plecat. Tata aproape urmează, nu știu, următorul vlog. Merg acolo și dacă m-am îmbogățit, mă țin, fac curaj în garaj, că nu pot să lăs așa, că i-am promis omului, dar oameni buni, vă cea mai fericită. Haideți, v-am ocupat, eu nu mai am răbdare, mă duc, mă schimb, îmi fac gușcă, s-a transpirat tătă. Eu nu mai pun nicăieri, așa mă duc cu banii în batistă, cum să duc capabil la țară. Uite așa, cu prosul pui să mă duc. Nu mai am răbdare. Tata, aproape închid vlogul aici, că durează până ajung acolo. Oricum, o să vedeți tot absolut. V-am ocupat și lăsați acolo comentarii ce părere aveți, dacă cunoașteți, dacă știți, dacă... Din internetul mă înșală, eu sper că nu, Doamne ajută, măcar nu 39 de mii una, dar măcar 1000, că s-o croază aici. Așa că, țineți-mi pumnii și v-am pupat, pa!